Bărbatul cu pelerina galbenă. Aceasta este o întâmplare care i s-a întâmplat unei prietene de-a mamei mele în Coreea de Sud acum aproximativ 10 ani. De câte ori aud povestea asta, mă trec fiorii. Prietena mamei mele locuia într-un complex de apartamente în Seul. Era casnică, crescându-și fiica, în timp ce soțul acesteia muncea ca să întrețină familia. Într-o zi, când se întorcea de la cumpărături cu fiica ei, a urcat în liftul blocului. Iar atunci când a pășit în lift, a observat un bărbat care purta o șapcă pe cap și o pelerină galbenă, stând cu capul în jos, ca să nu-i poată vedea fața. A început imediat să se simtă neliniștită, așa că a pus-o pe fiica ei să stea lipită de ea, cât mai departe de bărbat. Ceea ce a făcut-o să se simtă și mai inconfortabil era că atunci când a apăsat butonul pentru etajul ei, nu a mai văzut niciun alt număr iluminat. Și pe lângă asta, a observat că bărbatul cărea ceva înfășurat într-un ziar, aproape de șoldul său. Femeia și-a dat seama că ceva era în neregulă și a început să se panicheze. De aceea, a decis să scoată telefonul din buzunar, prefăcându-se că îl suna pe soțul ei acasă, care, în mod evident, nu era în apartament, ci la muncă. A început să spună lucruri precum: "Oh, sunt în lift, mai am puțin și ajung. Poți să deschizi ușa pentru mine?" Încercând să facă să pară că acesta o aștepta acasă. Atunci când liftul s-a oprit la etajul ei, cred că stătea la etajul al 12-lea sau ceva de genul ăsta, aceasta a apucat-o pe fiica ei de mână și a ieșit cu repeziciune, începând să meargă cât de repede putea spre apartament. Femeia a observat că bărbatul părăsise liftul de asemenea la etajul ei și că mergea încet în spatele ei, urmărind-o pe hol. Atunci când prietena mamei mele a ajuns la ușa apartamentului, a început să bată la ușă, țipând: "Hei, dragă, am ajuns acasă! Te rog să deschizi ușa!" Și s-a prefăcut că l-aude îndreptându-se spre ușă ca să-i deschidă. Când a văzut asta, bărbatul cu pelerina galbenă a început să se îndrepte înapoi spre lift. Atunci când i s-a părut că bărbatul s-a îndepărtat destul de mult, prietena mamei mele a luat-o repede în brațe pe fiica ei și a început cu repeziciune să tasteze codul la interfon. Dar problema este că butoanele scot sunete, așa că bărbatul și-a dat seama că nu era nimeni înăuntru care să le deschidă ușa. Și de aceea s-a întors și a început să alerge spre ele. Prietena mamei mele în momentul acela practic urla de disperare, iar când a deschis ușa, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și arunce fiica înăuntru. Atunci când a intrat și ea, l-a văzut pe bărbat la câțiva centimetri de ușă, însă înainte ca acesta să apuce să-și înfige mâna între ușă și rama acesteia, femeia a reușit să o închidă. După aceea, uitându-se pe vizor, l-a văzut pe bărbat mergând înapoi spre lift. Câteva luni mai târziu, prietena mamei mele se uita la știri, iar într-un reportaj se vorbea despre capturarea criminalului în serie numit Yu Yong-chul, care a ucis o mulțime de prostituate. Femeia i-a spus mamei mele că nu va putea uita niciodată groaza pe care a simțit-o atunci când a văzut pelerina galbenă de ploaie și șapca care erau atât de familiare și pe care le purta atunci când bărbatul a fost prins. Yu Yong-chul este un criminal în serie din Coreea și autoproclamat canibal, cu toate că a recunoscut că a ucis 21 de persoane, în mare parte prostituate și bărbați în vârstă înstăriți, acesta a fost condamnat doar pentru 20 de crime. Yu și-a ars 3 și mutilat cel puțin 11 din victimele sale, recunoscând că a mâncat ficatul unora dintre ele. A comis crime între septembrie 2003 și iulie 2004, atunci când a fost arestat. Yu a explicat în fața camerei motivele pentru care a ucis atâtea persoane, spunând: "Femeile nu ar trebui să fie târfe, iar bogătașii ar trebui să știe ce au făcut." Aceasta a fost povestea. Dacă v-a plăcut, spuneți-mi părerea voastră la comentarii, dați-mi un like și abonați-vă la canalul meu. Pe data viitoare!